îmi doresc să le inspir copiilor curajul de a se exprima liber și adulților convingerea că și noi avem ceva valoros de zis, în ciuda aparentei naivități sau unei abordări neconvenționale. Implică-te! Schimbarea e în mâinile noastre. Continuați să vă informați. Împreună suntem mai puternici decât ne închipuim. Pentru că ești la un singur email departe de schimbarea pe care vrei să o faci. Întreaga lume sărbătorește astăzi Ziua Internațională a Drepturilor Copilului. Dacă aș putea schimba orice pe această planetă, aș rezolva problemele copiilor, dându-le acestor copii o voce. Trebuie ca toate instituțiile să vorbim aceeași limbă în ceea ce privește situația tinerilor și a copiilor din sistem. As UNICEF, we will continue to stand by all of you. We'll continue to collaborate with the institutions here around the room, but also with all of you to continue to amplify your voice, to make sure that your recommendations get heard here. Astăzi, în mod simbolic, Palatul Cotroceni va fi iluminat în albastru, partea campaniei UNICEF România, pentru a marca Ziua Internațională a Drepturilor Copilului. Ce ai face dacă pentru o zi, două zile, o săptămână, ai predua conducerea acestui departament? Aș demara în timp de urgență un proiect în parteneriat cu Ministerul Educației care să ducă la implementarea rapidă și eficientă a obiectivelor de dezvoltare durabilă în comunitatea școlară din România. Am înțeles din această dezbatere de ce teoretic este important să respectăm dreptul la sănătate, să oferim vaccinare, să fim educați. Sora Hela, și astăzi, de Ziua Internațională a Drepturilor Copilului, aș vrea să ne înțelegeți mai bine pe noi cei mici. Magazinului JESC dezinfectează periodic coșurile și suprafețele din magazin. În noiembrie sărbătorim Ziua Internațională a Drepturilor Copilului alături de UNICEF. Bordul Copiilor din România vă mulțumește pentru responsabilitate! Pe 20 noiembrie sărbătorim Ziua Internațională a Drepturilor Copilului împreună cu UNICEF. Bine ai venit la shopping în siguranță! Te rugăm să respecti câteva măsuri de prevenție esențiale. Vă mulțumesc că sunteți împreună cu noi alături de copii.